Bună ziua sau bună seara, români, românce, stimați concetățeni, dragi videospectatori. Sunt generalul Bartolomeu Constantin Săvoiu, general de brigadă în retragere al Armatei Române. Am îmbrăcat pentru evenimentul important care este sfârșitul anului și noul an, care se apropie 2018, uniforma de gală a generalului Armatei Române. Cu această ocazie, de asemenea, cu multă mândrie, afișez decorațiile cele mai înalte care mi-au fost acordate de președintele Franței, François Mitterrand, în anul 1990, de președintele României, Ion Iliescu, în anul 2004 și de președintele Franței, Jacques Chirac, în 2003. De asemenea, cu multă mândrie și mult respect, arborez crucea Sfântului Andrei, care mi-a fost acordată de Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, liderul spiritual a 320 de milioane de ortodoși, Santitatea sa Bartolomeu I, în același timp cu vechiul, străvechiul titlu nobiliar de Alhonte al Patriarhiei Ecumenice. Sunt președintele Partidului Alianța Lege și Ordine. Acest partid, partid de centru-dreapta, a fost în mod oficial aprobat ca partid la jumătatea lui decembrie acestui an 2017. Deci vom începe nou an cu un nou partid. Un partid care este dedicat exclusiv apărării intereselor românilor. Da, Alianța Lege și Ordine se adresează în primul rând tuturor românilor. De cele două poluri pe care le cunoașteți, Partidul Social Democrat, cunoașteți ce a făcut sau ce nu a făcut mai degrabă, socialiști, neocomuniști, aceeași politică o cunoaștem, și celălalt pol, Partidul Național Liberal, cu multe viziuni de dreapta, care ne sunt și nouă apropiate, însă care de multe ori a dezamăgit în ce a făcut până acum și când a fost la guvernare. E bine, există un mare spațiu, acest spațiu este spațiul patriotic, spațiul unui partid adevărat de dreapta care se adresează tuturor românilor. Dar noi mai avem în plus o caracteristică. Ne adresăm militarilor. Militarilor din Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Servicii, Jandarmi, Poliție. Suntem împreună aproape 500.000 de oameni. Cu familiile noastre, militari în rezervă, în retragere, care fără îndoială ei se pot înscrie și pot milita într-un partid, plus militarii activi, care nu pot face politică, dar pot vota și vor vota în sfârșit pentru un partid care le este apropiat și în care sunt reprezentați. Da, în conducerea acestui partid, marea majoritate sunt ofițeri. Ofițeri în retragere, în rezervă, care au jurat. Și această caracteristică principală a partidului nostru. Noi avem în conducerea noastră oameni care au jurat credință patriei României. Au jurat credință patriei pentru a o apăra, a proteja și și-au dedicat 33 și până la 40 de ani de viață țării noastre România. Da, suntem un partid de dreapta. Partid de dreapta în contextul în care știm cu toții așa zisele partide de stânga și nu numai în România. Lumea întreagă au avut aceeași apropiere politică. Demagogie și demagogie. Ele au cheltuit adesea și au câștigat celelalte partide, partide de dreapta. Dar partide de dreapta au avut peste tot, în Europa, în lume, cele care au construit, cele care au permis individului să se dezvolte, să se creeze și care împreună au putut să creeze acești oameni bogăție. Bogăție care, din nou, venind la putere, demagogia celor de stânga au făcut să dispară și au agonisit și au creat partidele de dreapta. Cum suntem la sfârșit de an? Voi face o analiză, un rezumat a principalului evenimente a acestui an pe plan intern, pe plan internațional. Plan internațional e foarte important pentru că vi se ascunde foarte adesea realitatea internațională și știm cu toții că, din păcate,
realitate internațională foarte mare influență pe plan intern, dar tocmai că nu se dorește a se arăta această realitate internațională. Voi începe evenimente interne pentru a aminti că începutul acestui an a arătat că pentru prima oară un partid care însuși și-a adus primul ministru la putere, Partidul Social Democrat, l-a răsunat pe fostul prim-ministru Grindeanu pentru a duce un nou ministru. Acest ministru, domnul Mihai Tudose, îi urez mult succes în continuare. Noi, orice român care iubește România, dorește și trebuie să dorească succesul unui guvern, oricare ar fi guvern. E bine, deocamdată nu vedem că rezultatele, pentru că e de mult timp și este mai mult implicat cu luptele interne a partidului său decât a realizat ceva pentru țara noastră. După această primă guvernare a actualului prim-ministru, urmează imediat o faimoasă dezbatere publică, dezbatere în ghilimele, pentru că vedem o atmosferă foarte încărcată în care nimeni nu mai știe, nu mai se regăsește, despre așa zise legi ale justiției. Nu voi intra în detaliu și nu este în momentul, nu este locul. Știm un singur lucru, că asistăm de ani de zile la o degradare totală a justiției în România și, în primul rând, ce ne interesează ca procurorii, judecătorii, corpul judiciar să răspundă de faptele lor în fața justiției la rândul lor, pentru că s-au fost destine întregi de români, de oameni care au avut distruse viața lor și nimeni nu a dat socoteală de aceste lucruri extraordinar de dificile și de vinovat. Voi urma al treilea eveniment al ultimelor luni, voi cheia cu partea internă, amintindu-vă de faptul că în ultimele săptămâni am asistat la un fel de melodramă națională, ceva de necredut, la funeraliile fostului rege, ex-rege. Am notat cu uimire că ne-am trezit la un moment dat într-un fel de monarhie fără să fie pronunțat cuvântul monarhie. Într-adevăr, vă dau un singur exemplu, faimosul palat al Republicii a fost botezat peste noapte Palatul Regal și nu deschideam televizorul timp de 2 săptămâni până să vedem decât maestatea sa și Casa Regală. Care Casa Regală? Suntem în democrație, suntem în republică, nu suntem într-un regat. Și am dat câteva exemple. Nicăieri în Europa și în lume, un fost rege nu s-a adresat cu maestatea sa, este fostul rege. Iar acest fost rege i s-au dat onorul care nu le merita. Vă dau mai exemplu. Uitați-vă în Grecia și în Bulgaria, 2 țări apropiate nouă. L-am cunoscut pe fostul rege Simeon. S-a adresat fostul rege. Sau fostul rege Constantin care este la Atena. Nu mai s-a dat nici casa regală. Nu există așa ceva. La noi s-a inventat o casă regală și se ascunde adevărul asupra acestui fost rege, care nu a fost niciodată rege, nu a fost încoronat. În 1940, după ce tatălui nedemn, fostul rege, Carol II, a fost gonit și și-a luat tainul, că l-a plecat cu mâinile goale, a fost numit de mareșalul Antonescu la palatul, pe vremea aceea, era un palat regal. Niciodată nu a fost încoronat. Mai mult, acest fost rege care a trădat interesul României în 1944, 23 august, dând pe mâna rușilor țara noastră, a mințit. Această minciună trădătoare a făcut că 170.000 de soldați, ofițeri sub ofițeri, au fost duși în Rusia. Da, în 23 august 1944, acest fost rege a anunțat că s-a semnat un armistițiu cu Rusia. Fals! Cu Uniunea Sovietică. Pentru că aceasta a permis rușilor să ia 170.000 de prizonieri români care, crezând că suntem în armistițiu, au aruncat armele. Puțin s-a mai întors din Siberia după ce acest nedemn rege a trădat România. Între 23 august și 13 septembrie au putut deci să ia prizonieri 170.000 de români. Mai mult, după ce în 31 decembrie 1947 acest fost rege nedemn dă o declarație în care proslăvește noua ordine, va pleca cu vagoanele pline de bogățile
care aparțin poporul român și se va acorda de guvernul comunist 10.000 de dolari pe lună, 120.000 de dolari anual. Oamenii importanți ai serviciilor române actuale au spus clar, guvernul comunist a acordat o rentă anuală acestui fost lege nedemn până anul 1988. Deci această personalitate revine în România și se dă guvernele precedente în cap cu fostul prim-ministru Tăriceanu, toate bogății. Bogățiile cui? Bogății României, de la Palatul Peleș până tot ce are, toate aceste pământuri au fost împroprietărite de guvernul României înainte, ca și lui, și Carol al doilea, și lui Mihai. Mihai, el însuși, nu a avut nimica, iar Carol I, domnitor Carol I, când a venit în România, în 1866, a venit mai cu două valize. În 1988-89 erau aproape 80.000 de hectare ale domeniilor regale date de Parlamentul României acestui prim domnitor care l-a moștenit. Deci nu a avut nimica. E o rușine ce ni se dă. Și voi termina spunându-vă că am văzut această lege înspăimântătoare. 25 de milioane de euro vor fi acordați în continuare unei așa zise principese Margareta și unui principe de operetă, domnul Dudă. În cazul în care foștii președinți Băsescu, Constantinescu sau Iliescu vor dispare, se va acorda familiilor lor 25 de milioane? Nu! Noi suntem într-o monarhie, este rușinos ca banii poporului român să fie acordați unei camarile, oameni care nu reprezintă ei înșiși. Suntem în România, într-un stat, republică, nu o monarhie. Voi trece acum la evenimentele internaționale care au o importanță covârșitoare pentru țara noastră. Voi începe prin faptul că în ianuarie 2017 am avut luarea și presarea de jurământ, luarea funcțiilor prezidențiale în Statele Unite de președintele Donald J. Trump. Președinte Trump, președinte republican, reprezintă reluarea poziției americane de leadership pe plan internațional după 8 ani de zile în care fostul președinte Hussein Obama, un președinte foarte interesant, al primei țări creștine din lume, care timp de 8 ani de zile, 8 ani de zile nu a pus piciorul într-o biserică. A fost și a rămas același musulman kenian ascuns ca și tatăl lui. E bine, în sfârșit, o nouă politică de dreapta, o nouă politică voluntaristă, o politică care revine pe scena internațională cu afirmarea, da, Statele Unite sunt leadership-ul lumii libere. După această reușită și bucurătoare luare de putere a președintelui Trump, au urmat trei alegeri, toate trei alegeri în trei state care sunt importante pe scena internațională. Am avut alegeri în Anglia. Din nou, Partidul Conservator, conduit doamna mea, a câștigat aproape la mustață și va conduce astfel ieșirea definitivă a Angliei din Uniunea Europeană. Această ieșire, faimosul Brexit, care va aduce, fără îndoială, multă, multă nenorocire și greutăți poporului englez. Interesant să că niciodată în istoria lui Anglia nu s-a simțit europeană și o remarcă, uitați-vă, că niciunul din cele 27 de țări care sunt în Uniunea Europeană nu a regretat și nu a apărat ieșirea Angliei. Următoarea alegere foarte importantă este cea din Germania. Doamna Merkel, reprezentanta Partidului Creștin Democrat, a câștigat. A câștigat cu puțin, mult mai puțin decât se aștepta. Rezultatul, după ce a produs o extraordinară schimbare, invitând peste 1 milion de așa ziși refugiați, în fapt, imigranți economici, sunt peste 2 milioane acum, doamna Merkel este incapabilă să conducă Germania. După 2 luni de discuții sterile, Germania încă nu are un guvern și alternativ fiul Deutschland devine partid de dreaptă, dreaptă puternică, dreaptă anti-imigrație, va veni o principală forță în următoarele luni, dacă nu în următorii ani. A treia alegere, Franța, după 5 ani de zile de guvernare distrugătoare, catastrofică, a cel mai slab
cel mai slab președinte al Franței după 1968, este vorba de François Hollande, a venit la putere un tânăr de 39 de ani. Eu nu am votat personal, sunt singurul general al armatei române cu dublă cetățenie și sunt mândru. Generalul Bartolomeu Constantin Savoiu, bine, eu nu am votat pentru acest personaj. L-am cunoscut în luna august când am venit la București, am avut o discuție cu domnia sa și pot să vă spun că pentru prima oară, dar am fost cucerit, acest tânăr președinte Emmanuel Macron, că acum câteva zile a avut 40 de ani, e bine, aplică toate măsurile de dreapta pe care niciun președinte de dreapta, început cu Jacques Chirac, sfârșit cu Sarkozy, nu l-a aplicat. Vom vedea în viitor. Voi scoate în evidență încă două fapte internaționale care au mare, mare importanță și pentru România. Este în primul rând, după 3 ani de zile în care au dominat Irakul, căderea după lupte grele la Mosul a așa zisului ISIS, așa zisului Republicii Islamiste. După lupte grele, Mosul a căzut și a urmat și cealalt oraș în mâinile acestui criminal, este vorba de Raqqa în Siria. Deci două victorii ale lumii occidentale, din păcate, toți acești teroriști, mulți au fugit de acolo, au venit în Libia și în continuare vor veni, vedem deja prime rezultate în Europa. Legat de aceasta, trebuie să amintim cu multă durere atentatele care au avut loc în Suedia, în Franța, în Anglia, în Germania. Deci, încă o dată, primejdia, mai mult ca niciodată, a terorismului este prezentă și aceasta este un lucru care voi sublinia. Da, suntem o țară de religie creștină. O țară de religie creștină într-un concept european în care vechea noastră Europa, iudeo-creștină, cu rădăcinile noastre iudaice, Iisus Hristos a fost evreu, o să vă amintesc. Nu a fost nici francez, nici german, nici englez, a fost evreu. E bine, poporul israelian, frații noștri mai în vârstă, și asta îmi permite să trec la ultima punct important, poporul israelian a avut, în sfârșit, recunoașterea oficială a președintelui Trump că Ierusalimul este capitala eternă a statului Israel. 3.000 de ani de istorie, de 3.000 de ani de istorie, poporul israelian este prezent. El a construit și a foruit istoria în aceste melaguri. Lângă el, tineri lor frați, noi creștini, de 2000 de ani de zile suntem legați de acest oraș. În 1967, după ce din 1948 statul Israel a fost proclamat, în 1967 a fost din nou reluat de statul israelian. Până în 1967 a fost dominat de regatul Iordaniei. Niciun moment nu s-a vorbit de acest oraș ca o capitală a unui alt stat. Deci spune clar, dar în sfârșit, după atâta vreme, poporul israelian și-a recăpătat capitala lui istoric. Vă încheia spunându-vă că m-am mâncat niciodată anul 2018 este important. Da, pentru prima oară pe scena politică a României, partidul nostru, Alianța Lege și Ordine, va fi în serviciu exclusiv a românilor. Un partid care își apără tradițiile, un partid care apără țara, un partid care este contra corupției, un partid care spune nu celor care au distrus 27 de ani în România și care armata are un rol preponderent. Da, nu suntem reprezentanți pentru că am jurat credință poporul nostru, am jurat să apărăm România noastră. Avem nevoie de voi toți, de tine, mai puțin tine, bătrâni. Ați fost mințiți, ați fost înșelați ani de zile. A venit timpul să votați. Știm cu toții că la ultimele alegeri 41% au votat. Aproape 59%, aproape 60% nu au votat. Din cei 41%, actuala guvernare are majoritate. Majoritate din 41% e un dificil să cunoaștem, reprezintă 22-23%, deci conduc țara cu 23%. A venit timpul, iubiți concetățeni, români, românce, să votați pentru un adevărat partid. Avem 2 ani în fața noastră, Alianța Legii și Ordine de serviciu vostru. Pe 24 ianuarie 2018, la prima noastră conferință de presă, vă vom prezenta conducerea partidului nostru și vă vom anunța oficial. Suntem în serviciu exclusiv al României. Un partid tradiționalist, un partid patriotic, un partid care iubește țara, lucrează, luptă pentru România.
Trăiască România, trăiască 2018, ca an care va reprezenta pe scena politică apariția primului și adevăratul partid de dreapta, partidul Alianța Lege și Ordine.